Nu, ați văzut declarația făcută de șeful statului. Vă salutăm. Ați văzut declarația făcută de șeful statului în urmă cu circa o jumătate de oră. Fratele domniei sale nu a știut ce semnează. Noastră sunteți acționar acolo. A știut domnul Mircea Băsescu ce semnează sau l-ați indus în eroare, l-ați drogat, ce ați făcut? Deci, doamna Crețulescu, să începem cu precizarea. Vă rog. Bun început. Mircea Băsescu a știut ce semnează, cu o mică diferență că s-a schimbat denumirea societății. Denumirea societății din inițial care era, cu alta, pentru că denumirea societății nu corespundea cu ceea ce am vrut noi la început. Și s-a schimbat numai denumirea, nu s-a schimbat nici o pagină, nici două, nici trei, nici patru, cum a precizat domnul președinte Traian Băsescu. Societatea are același domeniu de activitate, același acționari, același statut, același act constitutiv. Și am spus totul. Bun. Ca să înțelegem că nu este de fapt o coincidență sau o neatenție, de când îl cunoașteți dumneavoastră pe Mircea Băsescu? 1986. Deci de mai bine de 20 de ani. Da. Pe domnul Traian Băsescu îl cunoașteți? Da. I-am spus și domnului Ojin, care este în studioul noastră, din 90, îl cunosc, nu în sensul personal, că, ca să spun așa, un termen popular, ne-am tras de brăcinar, am avut diverse activități investiționale la nivelul Ministerului Transporturilor, printre care în 1997 am finalizat unul dintre cele mai mari proiecte, silozul terminal de cereale, 100.000 de tone, în portul Agigea, făcut de mine și semnat de mânuța mea, 25 de milioane aduse în România de la Banca Europeană. Așadar, dumneavoastră ați avut un contract cu Ministerul Transporturilor pe vremea când domnul Băsescu era ministru al transporturilor, da, în valoare de 25 de milioane de dolari. De dolari care i-am adus în România pentru dezvoltarea infrastructurii portului. Silozul există, funcționează. Vă rog să rămâneți în continuare în direct cu noi prin telefon.